Cod galben de poluare în municipiul Bălți. Nivelul de dioxid de azot în aer este peste limitele normale. Meteorologii au emis pentru astăzi și mâine o avertizare în acest sens după ce, în 18 și 19 decembrie, concentrația cu dioxid de azot în atmosferă a depășit de aproape două ori norma admisibilă. Specialiștii au anunțat că în această seară și mâine se prognozează majorarea nivelului poluării aerului din cauza lipsei precipitațiilor, dar și a temperaturilor prea înalte pentru această perioadă. În acest sens, specialiștii le recomandă oamenilor să evite zonele aglomerate pe unde circulă foarte multe mașini, dar și cele din preajma uzinilor sau fabricilor.